Nici această ediție a Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți nu a prezentat prea mare interes pentru tineri. De această dată au venit chiar mai puțin decât în anii anteriori. Tinerii absolvenți aflați în căutarea unui loc de muncă și nu numai ei au avut 5 ore la dispoziție să-și caute de lucru la bursa destinată lor, organizată astăzi simultan în Giurgiu și la Bolintin Vale. În plus, nici agenții economici nu și-au arătat în mod deosebit interesul de a participa la această acțiune. La numai 20 de minute de la deschidere, situația arăta cam așa. Până la această oră sunt prezenți peste 40 de agenți economici și așteptăm un număr destul de mare de absolvenți să vină să și caute un loc de muncă. Agenția a contactat în jur de 151 agenți economici, însă au participat doar 48, care au oferit 409 locuri de muncă vacante, cele mai multe în domenii ca industria confecțiilor, industria alimentară, servicii, comerț, construcții, servicii de pază și protecție. În ce domeniu oferiți locuri de muncă? În domeniul pază. Câte locuri aveți? 10 locuri. Ce ați găsit? Avem ceva cereri. Acum este în funcție de posibilitățile de angajare, că noi avem locuri mai mult la București și știți că la agentul de pază, de securitate, trebuie să îndeplinește anumite condiții. În domeniul construcțiilor. Câte puneți la dispoziție? 3 locuri de muncă. Dulgher, fierar betonist și zidar. Și ați avut succes? Nu, din păcate nu. Ce părere aveți despre tinerii absolvenți care au venit? Vor să fac altceva. Puțin peste 300 de absolvenți și-au găsit puțin timp și au venit să vadă care este oferta de pe piața forței de muncă din Giurgiu. Le-au fost puse la dispoziție peste 400 de locuri de muncă vacante, însă tinerii nu au fost prea încântați de ofertă și spun că patronii sunt din ce în ce mai exigenți. Au fost și 14 persoane care s-au înscris la cursurile de formare profesională organizate de AJOFM în meserii ca mecanic auto, agent comercial, bucătar, recepționer și cosmetician. Caut un loc de muncă. În ce domeniu? Depinde ce și ce o să găsesc. Având în vedere că nu prea sunt mulțumit și cu alt loc de muncă. Care este specializarea ta? Eu nu am o specializare anume și am auzit că și aici se fac și poate reușesc să fac și eu una. Sunt pentru ospătar. Sunt la cursurile de ospătar înscris și am căutat să mă angaj, dar cer experiență minim 2 ani. Nu ai găsit nimic? Nu, nimic altceva. La toate se cere experiență. Momentan nu știu, pur și simplu caut. Orice te interesează? Da, orice. Asta e situația. Și ai experiență? Nu, n-am deloc experiență. Altceva. Și ce ți se, cum ți se par ofertele angajatorului? Divers. Deci ai de unde alegi? Da, văd că sunt destul. Acum depinde cine mă angajează. 3 dintre tinerii absolvenți, dornici într-adevăr să lucreze, au fost angajați pe loc. Aceștia au ocupat posturile de asistent manager, operator introducere validare date și agent asigurări. Totodată, 181 de persoane au fost preselectate în vederea susținerii de probe de lucru sau interviuri la sediul firmelor. O noutate a acestei ediții a bursei a fost aceea că a fost organizată în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Giurgiu, în acest sens fiind încheiat și un protocol de colaborare.